Credincioșii buzoieni au participat în număr mare duminica aceasta la slujba de la Catedrala Arhiepiscopală Înălțarea Domnului. Sfânta liturghie a fost oficiată de înaltpreasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de corala Nicolae Lungu a Catedralei Patriarhale din București. S-a dorit un schimb de experiență, ceea ce este foarte frumos și benefic de ambele părți, și pentru credincioșii de la noi de la Buzău și pentru credincioșii de la Catedrala Patriarhală. Pentru că în această zi și corala noastră mai tânără, Neagu Ionescu, a cântat la Sfânta Liturghie în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din București. Este foarte important să arătăm cooperarea și întrajutorarea și în această manieră, să dovedim că suntem frați între noi, nu suntem în competiție, ci în complementaritate. Ne ajutăm unii pe alții și ducem peste tot mărturia că suntem una în Hristos și că muzica bisericească este aceeași în întreaga biserică ortodoxă română, indiferent de provincia în care se află credincioși. La final, înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Ciprian i-a oferit părintelui Stelian Ionașcu, dirijorul coralei Catedralei Patriarhale, o icoană cu chipul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău. În această duminică a 5-a Apostolului Mare am avut deosebită bucurie să dăm răspunsurile cu corala Catedralei Patriarhale din București, în frumoasa catedrală din Buzău, prilej cu care am revăzut și m-am reîntâlnit cu profesorii care mi-au fost îndrumători la seminarul teologic din Buzău. De fiecare dată când cântăm într-o catedrală din țară, ne gândim cum va suna corul în Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că așteptăm acest moment deosebit în care să fie duse lucrările la bun sfârșit. Prezența noastră în Buzău este o de bun augur, pentru că înaltpreasfinția sa ne-a primit cu bucurie și totodată și noi, la rândul nostru, venim cu drag aici, mai ales că am mai fost și la sfințirea acestei catedrale și la întronizarea înaltpreasfințitului acum 2 ani de zile. În cadrul Sfintei Liturghii, mulți copii și credincioși s-au împărtășit cu Sfintele Taine.